În sfârșit, în această țară, mai văd un polițist sau un echipaj de poliție care își face datoria. Deci omul, tânărul polițist, își face datoria. De ce? Eu fi adus la cunoștință că n-are voie să... Ia. E singur, nu este însuțit. Da? Deficitul de personal al poliției române, acești oameni, toți sunt bătaia de joc al unui ministru plagiator. Dacă întâlniți pe drum, pe un drum județean, o caruță, un căluț, o mărțoacă, omul vrea să câștige niște bani. Nu poate să se deplaseze, da? Să duce ca să ia nutres pentru căluț. Linie continuă. O să depășească, să duc, trebuie să duc înainte. Uite, e martor cățelul, da? Ia să-l vedem noi. Linie continuă, da? N-are rampa aprinsă. Linie continuă, da? Deci n-are rampa aprinsă. El așteaptă, că dacă era în misiune, înțelegeți? Deci linie continuă în curbă, da? Ca să vedeți, el trebuie să aprindă rampa, da? Căruța. Căruță cu cai, da? Și haideți să vedeți, da? Nu avem nimic acum. Un polițist care își face datoria. Bine, aici este problema. Are posibilitatea să aprindă rampa. Rampa, uite, n-a trecut omul, da? Pentru că sunt și polițiști adevărați. Uite, pe acești polițiști vrem, da? Îi vrem să... Da, mă, dar vezi tu, săracul, l-a prins, da? Și el, ce ți-a întâmplat? Ce ți-a zis? Ce ți-a zis? Nimic. Ce ți-a zis? Absolut nimic, nu m-am întrebat de unde suntem și dacă am număr pe căruță. Aha, aici la... Da. Ai voie să fii pe aici? Da. E voie, da? Ha, dacă ai număr pe căruță? Am, sigur. Și ce număr de matriculare? Ia și căluță. Ce zici? Bă, auzi, ce... Bă, s-a luat drum județean? Inter-județean? Nu s-a dat amendă, nu nimic. Nu. Dar ce te-a întrebat? Că de unde îs, unde mă duc, unde vreau eu. Unde vreau. Și i-ai spus așa. Ce mi-ai dat și tu, omul? Trebuia să-i dai, da, o mătură. Dacă aici ai postul, știu eu. Ia, da, nu, mai... ți-a zis să te duci la post? Da. Mai trec că nu. Acum, mai la nu. Vezi tu? Pă, omul nu poate să-l oprească. Ești aici? Da. Stai un pic. Fii atent. Dacă îți dă amendă, e și el. Atent, îi spui. Păi, vezi. Auzi? Tu ești de aici? Da. Ori. Cum îi zice? Postele. Da. Vă dă voie poliția să-l aici? Da, mai nu-i trebuie. A, vă mai dă. De ce? Că altfel dacă nu vă amendează? Da. Am înțeles. Trebuie să avem tablă, trebuie să avem sunet pe ștrapă. Astea ce sunt? Bocanci? Nu. Bocanci la cal. La cal. Da, nu mă frică, s-a simțit. Deci, bocanci la cal. Da. Și vă mai dă amendă așa poliția. Da, 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 da. Bă, tu vorbești serios? Da, dar nu ce copil sau ce, dar... Să le dai o mătură? Da, să le arunc o mătură la poza. Cum? Îi dă banii scale. Stai mă un pic, ți-a cerut polițistul ăla o mătură? Nu mi-o cere tot, că dacă vrea să le arunc o mătură, să aibă la poz. Nu să-i dau. A, și tu te duci să le dai. Acum, dacă vreau, le dau, dacă nu, nu sunt obligatoriu. Corect. Eu zic poate să-i dai o mătură. Da, stai seama că... Da,
Da, mă, da, 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 da. Lasă, frate, mă! A, ceauta are roțele uzate. Are și număr de matriculare. Ce? Un pericol pe drumurile publice. Ne uităm de ei, n-avem nimic cu oamenii aceștia, dar ce ei trebuie să respecte? Că dacă intri cu mașina într-o caruță din asta, dracu te-a luat. Ia uite, tate, e vreun mediu. Deci, o persoană cu handicap n-are cum să vină aici. Uite, asta a fost mărțoaga. Ia să vedem noi. Poliția! Alo? Se poate discuta cu cineva? Haideți dumneavoastră afară! Păi dacă este o persoană cu handicap, cum ajunge la noastră? Domnul poliție, numele meu este Geana Hare Florin. Sunt din Prahova, Cioran, 504, de numărul strada 33, numărul 11. Număr de telefon 0741320890, cunoscutem 13-12-71. Avem o... Au voie căruțele pe aici să circule pe drumul ăsta? Aici este drumul. Sancțiune contravențională. Dacă sunt depistate, nu, 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 s-a pot pic să fie sancționate contravențional. Mașina asta a venit acum, de curând? Da. Vedeți că vine omul cu mătoroi, să vă aducă mătoroi aici, la postul de poliție. Adică la favorizat. A fost legitimată o persoană care nu are nici boletin sau carte de identitate. Și ia, haideți, uite, să constatați dumneavoastră, personal. Vă cer mult? Dar de unde știți dumneavoastră la, ce actele... Vă rog, mă filmați. Ce? Vă deranjează? Nu. Nu sunteți în zujba cetățeanului? Ba da, da. Haideți ca să vă arăt. Uitați-i căruța pe drum aici. Dacă doriți. Domnul, stați un pic. Dumneavoastră vă bate joc de mine, nu. Eu vă cer acum aici, uitați, să constatați personal. Și uitați, haideți. Haideți, greu. Băi, ministru ăsta, plagiatorule. Băi, plagiatorule. Du-te mă acasă, mă. Eu vorbeam cu ministru. Ia uitați-l, domnule. Ia uitați-l, domnule. Ia uitați-l. Iată. Colegul dumneavoastră nu l-a legitimat. S-a dus, nu i-a făcut nimic. O fi corupt? A, eu n-aș. Ce? N-aș sări la concluzii. Ce concluzie? Nu, am întrebat. Am întrebat. Uite unde s-a fost. L-a sancționat? Îi place la el, așa să circuleze. Vedeți că omul circulează cu căruța, bă, e voie. Și ce să fac, să-i ridic? Da. Ce spune, nu, ce spune legea? Ce spune Oghiu 195? Vorbim pe mai târziu. Stați un pic. El are obligația să aibă carte de identitate asupra sa? Da. Dumneavoastră l-ați interpelat. Dinonino, tot, mașină, tot, ați dat și drumul la cameră? Eu i-am solicitația să-i pe partea carosabilă, pentru că s-a format o colonă în spatele lui și după aia să iasă să-și găsească un drum adiacent. Uite-l, uite-l! Și ce, din punctul nostru de vedere, noi ce ar trebui să facem? Păi ce ar trebui să facem? Este un... ce să confisăm? Să dați drumul, să dați drumul la cameră. Să legitimați, domnule, decizia 97/2020. Decizia 97, oamenii aceștia trebuie să... Domnule, eu te-am lăudat, atenție. Nu, am zis, găsesc un polițist profesionist. A oprit un căruț. Domnule, vă întreb, are voie să circule cu căruța pe aici, da sau nu? Există 6 luni deci, OUGE, domnule, dragii mei, când vă spun polițiștii aceștia, avem o stare de a nu mai avea încredere. Domnule, OGO2 spune clar, 6 luni de zile, dacă dumneavoastră aveți un bagaj, moare de a nu avea să face procesul verbal. Domnule, constatați, uitați-l, uite-l cu olul, uite-l, vă rog frumos, cu camera, acum, legitimați-l și puneți pe linie continuă. Da, și ce legătură? Depășirea continuă? Cum conducător? Bun. Nu, el n-a depășit, nu puteam. Și? Domnule, vă rog frumos să legitimați. L-a depășit 100 de mașini, să-l sancționez pentru fiecare mașină? Nu, n-ați înțeles. Deci eu am înțeles. Dacă aveți luați, nevoie de informații, vă duceți la purtătorul de cuvânt și o să vă ofer informații. Ești corupt, dumneata? Deci, domnule, eu îți atrag atenție. Da, ce? Te-am respectat. Ești corupt, te-am întreb. Cuvinte eu te întreb. Normale. Uite, dacă uite. Dumneata ești în măsură să oprești lumea pe stradă? Ce ai zis? Lasă-le, omule, dacă vrei.
făcut, a spus cu omul că deci, spus de o mătură. Deci, ia stai un pic, ce, adică ce mătură? Nu l-am oprit pe stradă. Ai, dumneata, ai, dacă dumneata ai indicii că eu, am să vă și fac e corupție, nu, te duci, întrebat. Nu mă întreba, dumneata, te duci, du-te, domnule, și vezi zetea, apă și mătură ce mătură-i tău. Domnule, ți-a cerut o mătură? Nu, cerut, domnule, am filmat agenția. Să fii sănătos, te rog frumos să te duci la inspectorat, la purtătorul de cuvânt și să solicit informații. Domnule, te-am lăudat. Da, bun, mulțumesc. Acum te să faci de râs. Eu nu mă fac de râs. Domnule, te faci de râs. Te faci de râs. Aduci acuzații. Ce acuzații? Care? Nefondate. Care? Mă întrebi pe mine că-s corupt. Hai, te-am întrebat. Da, bun, dar sunt instituții ale statului, te duci cum și mă reclam. Cum au ajuns oamenii ăștia? Cum au ajuns oamenii ăștia polițiști? Dar te duci și mă reclam. Păi cum au ajuns oamenii ăștia polițiști aici, în România? Vă rog frumos, să ce? Dacă ne vezi nevoie de informare... Domnule, ia măsuri, uite acolo, uite ce măsuri, nici la ele. N-are carte de identitate, trebuia sancționat. N-are carte de identitate. O să sancționez. A, o să? De ce nu e? Da, sancțiune cum? Da, am timp. Nu! Oghedoiu spune... Oghedoiu, ce spune Oghedoiu? Ce spune Oghedoiu? Dragii mei, sunt unii polițiști care ne cred proști cu ciungă în păr. Domnule, ne cred cu ciungă în păr, chiar și dânsă și dânsă. Da. Aici nu există persoanele cu handicap, n-au nicio șansă să vină. Adică, domnule, aveți pe competență, deci, aveați pe competență Oghedoiu să nu o șinciu? Deci, domnul meu, dumneata ne spui nouă sau ne reclam că nu este acces pentru persoane cu handicap. Da, dar nu e problema noastră, dar eu sunt lucrător la inspectoratul de poliție. Raport? Dar de ce să fac raport? Păi, băi, șeful, dar asta ce România... Te duci la dumneata, ai posibilitatea să te adresezi purtătorului de cuvânt și îți oferă toate informațiile. Poliția, nu poliția. Adică oameni, afaceri cu cetățeanul. Da, putem să discutăm cu dumneavoastră, se poate? Se poate? Ați discutat. Noi putem să facem... Gata, ne sprideți! Du-te la căldurică! Du-te la căldurică! Nu stai aici! Tovarșul polițist, du-te la căldurică! Tu nu faci diferența între o întrebare și o acuzație! Poporul român, să ne mai revenim cu acești oameni! Băi, Bode! Nu te mă, oamenii tăi, mă, oamenii tăi, mă! Ia uite-i, mă, la căldurică! La căldurică! Ce să le facem, tată? Oamenii sunt obligați, atenție, obligați să... Ce câte se întâmplă? Uite, băi, a lăsat măturoiul, mă. Băi, uite, mă, măturoiul. Bă, eu măturoi acolo de la oamenii ăștia, da? Uite, mă, măturoi de altă dată, l-au cumpărat băieții. Uite-te. Uite, mă, uite. Bă. Da, mă, da, n-are ce treabă. Bă, nu ne revenim, mă. Bă, a ajuns să te rogi de polițist să ia măsuri că pune viața în pericol, siguranța rutieră, da? Adică tu trebuie să... Ai văzut ce coadă de mașină era? Da? Adică te forțează pe tine să stai, să depăși linia condiționată. Bă, nu depăși, lasă să fie coadă, mă. Nu, nu ce-ai văzut că trece-o pe lângă noi. Agenți de poliție. Băi, cum... Băi, omule, cum să mai aibă credere, mă? Cetățenii, acești oameni... Nu, nu mai cheamă poliția nimeni. Aici... Știi că dacă îi cheamă, știi de ce? Că le-i frică să nu le dea amendă. Da. Adică dacă unul face o faptă... Ia hai mă, stai în pimă, stai mă în pimă. Eu n-am încoace. Vreau să verific. Vreau să verific, mă. A închis? Nu, n-a închis. Nu, n-a închis. Așa, 07. Ok. Sunăm la un număr, secțiunea Poliție Rurală Zalău. Da? Ce localitate e? Alo? Bună ziua! Bună ziua! Numele meu, parcă zici la noastră, numele meu este Geană Hare Florin, cu cine am onoarea? Spuneți, vă rog, din nou. Geană Hare Florin. Bună ziua! Poftim? Vă rog, eu la simteamă, vă rog. Domnul, n-am înțeles, că nu se aude. Ziceți! N-am spus de două ori, ce eu v-am spus de două ori? N-am înțeles, e zgomot aici. A, deci dumneavoastră sunteți din postul de poliție de aici, da? Hai, logic, e la secția unui numărul de telefon. Nu, dar acum dumneavoastră vă aflați în secție, da? Cum?
Zic, vă aflați în secție, da? Cu mine ați vorbit, că sunt, am verificat numărul ăsta dacă funcționează. Cum mai aveți o căruță, atenție, încă o căruță pe aici. Am reclamat și încă o altă căruță. Altceva? Spune-mi, vă rog, cu ce vă pot ajuta? Care e urgența? Sau pentru ce e acolo? Cum adică, domnule, care e urgența? Este o coruție pe stradă? Sau păi ce, numărul ăsta este apel să ne o audă, urgență? Domnule, nu ți este rușine să spui care e urgența? Domnule, nu ți este, n-ai un pic de rușine așa, adică să spui care e urgența, ce-i să ne o audă? Adică ai venit repede, ai stat de vorbă cu noi, ne-ai sfidat și ai plecat. Dar uite, altă căruță pe stradă, pe aici, pe șosea. Și oamenii spun, oamenii vorbesc, noi îi filmăm. Chiar vă faceți datoria în această comună? Atenție, șefii vor să vă audă. Cetățenii care apelează... Poftim? Cine o să audă? Chiar ministru. Ministrul de interne. Foarte bine, foarte bine. Da, foarte bine. Ce treabă aveți voi, da? Dom'le, nu mai faceți instituția Poliției Române de râs. Nu mai dezamăgiți cetățenii. Aici vă cer, da? Asta faceți. Nu sunteți siguranță și încredere, nu sunteți alături de cetățeni, adică dumneata. Eu te-am lăudat pe dumneata. Dacă dumneata te consideră nedreptățit sau crezi că ești într-o stare de poliție, de pericol, poți să se fizezi chestia asta. Adică de ce trebuie să fii într-o stare de pericol? Ești într-o situație în care e necesară intervenția poliției, dumneata te afli într-o stare, asta e necesară intervenția poliției. Deci, domnule, noi ne deci, domnule, eu te-am întrebat pe dumneata frumos. Ia coboară și dăm și o palmă. Ia dăm și o palmă, vino cu acești și dăm eu palmă. Ia, mă, legitimează-mă și amendează-mă că te-am deranjat. Vino, domnule, și coboară aici. Eu te-am întrebat pe dumneata dacă ești citat. Sau pentru ce purtăm discuția asta la telefon? Purtăm discuția cu, uite, vreau să constați personal, cum spune legea 218, o altă încălcare. Bine, domn. Poate ai de râs? O să facem adresă, eu am crezut că este laud. Bine. Da, stai liniște. Faceți adresă, faceți... Nu, fac o plângere împotriva. Fac o plângere împotriva lui Matale, neprofesionistule. Bine. Că faci bine. Poliția Română de râs și ești plătit din banii publici. Domnul meu. Așa. Deocamdată, în timpul discuției noastre, așa. Eu cred că m-am adresat... respectuos dumneavoastră. Păi și eu te mă rog de dumneavoastră să fii să constați personal. Dacă aveți ceva... nelămuriri sau ceva, acuze care aveți, îmi le aduceți. Ce acuze? Faceți-le în mod oficial. Nu sunați la telefon și mă faceți cum e neprofesionist și da. Nu știu cum. Ești neprofesionist. Că nici eu nu am folosit anumit termen la adresa dumitale, nu? Dom'le, ești neprofesionist. Vii încoace dacă vrei și mă sancționezi pe legea 61 când te-am făcut neprofesionist. Dar nu poți să îmi pui dumitale cum să aplic legea, că nu e dumneata organ constatator. Da? Dumneata ai sesizat o fată. Mata ești organ constatator. Eu pot să-l avertizez. Mata ești organ constatator care ai constatat nimic. Bun, dacă citești toată legea până în cap, ca să poți... Care lege? Nu, care lege? Care lege? OG2. Nu, aia nu e, OG2 nu e lege. Omule, tovarășul. Tovarășul, polițist. Tovarășul, polițist, OG2 nu e lege. OG2 nu e lege, confund voile cu caprele. Să fiu sănătos și la pungă gros, da? Dar de ce n-ai curajul să vii, uite, da, ai chestionat, băi, ce vorbești, mă? Ce vorbești? Ne merităm soarta, dragi români, plecați din România, Poliția Română, bă, Poliția Română este o instituție care trebuie respectată și orice cetățean să aibă încredere în această instituție, cei care sunt, uite, bă, și am crezut că, uite, bă, un polițist, bă, își face datorii, ia, mă. Da, am văzut. Bun,